Se apropie ziua îndrăgostiților pe care peste 30.000 de români vor să o petreacă departe de casă, conform patronatelor din turism. Cuplurile vor să-și declare iubirea într-un sejur de neuitat cu ședință de relaxare. Așa că sunt foarte căutate spaurile de pe litoral, de la munte sau din Bulgaria, Austria și Ungaria. La malul mării, chiar dacă nu este vreme de plajă, pachetele dedicate Sfântului Valentin sunt vândute cu luni bune înainte. În România avem adevărate bijuterii arhitecturale, dar multe sunt lăsate în paragină de autoritățile nepăsătoare, deși ar putea fi transformate în afaceri profitabile. Două asociații din Timiș au făcut un recensământ al conacelor din județ și au început să le promoveze după ce mai mulți turiști străini s-au interesat de ele. Cine poftește la bunătăți din Covasna poate trece și mâine prin centrul capitalei la un târg apetisant. Sunt etalate în plină stradă mâncăruri picante ungurești, clasicul gulaș, dar și slănină cu paprika sau brânzeturi maturate în vin roșu. Plimbări cu trăsura printre vechile conaci ale nobilor secui, mâncăruri tradiționale și hockey în aer liber. Așa se descrie un weekend de poveste în Covasna. Meșterii din zonă încă lucrează în ateliere de tâmplărie și în țesătorii, iar dacă vreți să rămâneți peste noapte, vă puteți caza în camere din conace străvechi, atent renovate sau la sătenii primitori. România va avea pentru prima dată o școală de voluntariat. Cursurile se adresează pentru început liceenilor din București care sunt interesați să afle ce înseamnă voluntariatul. În plus, o platformă online pune în contact aproape 5.000 de voluntari cu peste 400 de ONG-uri în cea mai mare comunitate de acest gen de la noi din țară. Dincolo de experiența unică de viață, voluntariatul poate ajuta și la CV, fiind recunoscut ca experiență profesională. Un concurs inedit de seniuțe cu volan cunoscute ca lencăre a avut loc la Cavnic, în Maramureș. 50 de concurenți cu simțul umorului au pornit în cursă, iar la final cei mai buni au fost răsplătiți cu premii în bani. Ceilalți, ca să-și aline supărarea, s-au ospătat dintr-o porție zdravănă de gulaș la ceaun și s-au încălzit cu un strop de apă vie și un deget de palincă. În Malta, o furtună puternică s-a dovedit fatală pentru un român de 38 de ani stabilit cu familia în orașul Mosta, potrivit. Jocurile diplomației din Coreea de Sud au deja rezultate remarcabile. Prin mijlocirea surorii lui, Kim Jong-un l-a invitat pe președintele sud-corean să viziteze Phenianul cât de curând posibil. Dacă invitația se va concretiza, ar fi primul summit dintre cele două țări din ultimii 11 ani. Invitația istorică nu este însă o veste bună și pentru americani, adepția unei politici de aplicare a presiunii maxime împotriva regimului nord-corean. Un șofer din China a căzut cu mașina de la etajul 2 al unei parcări. A dărâmat un perete, iar autoturismul a aterizat cu roțile în sus. Uimitor e că bărbatul de la volan și femeia care îl însoțea au scăpat cu răni ușoare. Vadim Bâjeu ne aduce acum știrile din sport. Cum va fi vremea mâine, aflăm de la Daniel Nițoiu. Daniel, mulțumesc! Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează sport, vremea și las fierbinți. Să aveți o seară frumoasă și o duminică liniștită. Pe mâine! De gulaș la ceaun și s-au încălzit cu un strop de apă vie și un deget de palincă. În Malta, o furtună puternică s-a dovedit fatală pentru un român de 38 de ani stabilit cu familia în orașul Mosta, potrivit. Jocurile diplomației din Coreea de Sud au deja rezultate remarcabile. Prin mijlocirea surorii lui, Kim Jong-un l-a invitat pe președintele sud-corean să viziteze Phenianul cât de curând posibil. Dacă invitația se va concretiza, ar fi primul summit dintre cele două țări din ultimii 11 paragine de autoritățile nepăsătoare, deși ar putea fi transformate în afaceri profitabile. Două asociații din Timiș au făcut un recensământ al conacelor din județ și au început să le promoveze după ce mai mulți turiști străini s-au interesat de ele. Cine poftește la bunătăți din Covasna poate trece și mâine prin centrul capitalei la un târg apetisant. Sunt etalate în plină stradă mâncăruri picante ungurești, clasicul gulaș, dar și slănină cu paprika sau brânzeturi maturate în vin roșu. Plimbări cu trăsura printre... Se apropie ziua îndrăgostiților pe care peste 30.000 de români vor să o petreacă departe de casă, conform patronatelor din turism. Cuplurile vor să-și declare iubirea într-un sejur de neuitat cu ședință de relaxare. Așa că sunt foarte căutate spaurile de pe litoral, de la munte sau din Bulgaria, Austria și Ungaria. La malul mării, chiar dacă nu este vreme de plajă, pachetele dedicate Sfântului Valentin sunt vândute cu luni bune înainte. În România avem adevărate bijuterii arhitecturale, dar multe sunt lăsate în vechile conaci ale nobilor secui, mâncăruri tradiționale și hockey în aer liber. Așa se descrie un weekend de poveste în Covasna. Meșterii din zonă încă lucrează în ateliere de tâmplărie și în țesătorii, iar dacă vreți să rămâneți peste noapte, vă puteți caza în camere din conace străvechi, atent renovate sau la sătenii primitori. România va avea pentru prima dată o școală de voluntariat. Cursurile se adresează pentru început liceenilor din București care sunt interesați să afle ce înseamnă voluntariatul. În plus, o platformă online pune în contact aproape 5.000 de voluntari cu peste 400 de ONG-uri în cea mai mare comunitate de acest gen de la noi din țară.
Dincolo de experiența unică de viață, voluntariatul poate ajuta și la CV, fiind recunoscut ca experiență profesională. Un concurs inedit de săniuțe cu volan cunoscute ca lencăre a avut loc la Cavnic, în Maramureș. 50 de concurenți cu simțul umorului au pornit în cursă, iar la final cei mai buni au fost răsplătiți cu premii în bani. Ceilalți, ca să-și aline supărarea, s-au ospătat dintr-o porție zdravă.